Bine v-am găsit, dragii mei prieteni. Astăzi vorbim despre previziunile astrale ale lunii decembrie pentru fiecare zodie în parte. De la început vreau să vă spun că luna va fi grea și dificilă, incomparabil mai dificilă ca noiembrie. Și deoarece în paralel lucrez și la previziunile anului 2022, pentru fiecare zodie în parte constat că ceea ce facem sau nu facem în luna decembrie o să ne influențeze tot anul ce vine. Cel mai mare eveniment al lunii decembrie, în opinia mea, este planeta Neptun, planeta viselor și la propriu și la figurat, o planetă psihologică ce vorbește despre intoxicații fizice, dar și psihice. De fapt, este planeta misticismului, care va ieși din retrogradare chiar pe 1 decembrie. Ce mai avem important? Avem ultima quadratura lui Saturn cu Uranus, în ultima săptămână din decembrie, despre care eu v-am făcut un material special. Mai avem solstițiu de iarnă pe 21 și toate acestea adunate la un loc duc spre o lună plină de surprize în care soluțiile inovatoare trebuie să lase trecutul în urmă și tot ce nu a funcționat bine în 2021. Pe 4 decembrie avem luna nouă în la 11 grade și eclipsa totală de soare. Soarele, luna și Mercur vor fi într o anumită plasare care ne duce cu gândul din nou către o nevoie de regărsire într-un mediu nou, care din păcate este încă în curs de transformare. Și tot pe 4 avem pe Mercur care face opoziție cu luna neagră și asta o să aducă blocaje mentale greutate în a înțelege pe alții, sensibilitate nesănătoasă, dezechilibru nervos și chiar sexual. Pe 19 avem lună plină în gemen la 27 de grade. Luna neagrăva sta în mers direct tot decembrie și Chiron este retrograd până pe 19, iar din 19 decembrie intră în mers direct până pe 1 ianuarie 2022. Pe 23 decembrie, nodul nord părăsește Gemini și se mută pe Taur, în casa 7. Anul se încheie cu intrarea lui Jupiter în pești, care va amplifica nevoia de conexiune emoțională și empatia. Vă pun pe ecran cele mai importante evenimente astrale și hărțile astrale aferente. În această lună va predomina elementul pământ cu peste 37% și asta va aduce putere de muncă, și concentrare mai mare decât până acum. Va aduce decizii constructive și un mai bun autocontrol. Să vorbim acum despre fiecare zodie în parte. Săgetător și cei cu ascendent în săgetător. Primul aspect important este chiar pe 1 decembrie, când planeta Neptun intră în mers direct pe casa voastră 4. Casa familiei, a locuinței, relația cu mama, relația cu trecutul, nutriția și lichidele. Este și casa începutului și a sfârșitului, acolo unde ciclurile de viață se sfârșesc pentru a începe unele noi. Așa că voi poate o să fiți mai atașați de origini, de mediul în care v-ați născut. Și pentru cei care sunteți plecați din mediul de origine înseamnă un dor de acele locuri sau trăiri, o nostalgie a căminului părintesc. În același timp Neptun poate aduce și schimbări de domiciliu, călătorii și aspecte de ceartă în familie din cauza unor secrete. Pot apărea fraude și neînțelegeri atât pentru voi, cât și pentru părinți. Neptun mai aduce și o vitalitate scăzută și o sănătate cam șubredă. Pe 4 decembrie avem fenomenul de lună plină și eclipsa totală de soare. Ce are loc chiar pe casa voastră unu? Casa 1 este casa vieții voastre. Ea guvernează vitalitatea și viața voastră în ansamblu ei, adică are legătură cu voi în ansamblul vostru. Această eclipsă este foarte importantă pentru că aduce multe transformări ce se întind pe o durată de șase luni. Va aduce noi începuturi, noi șanse, noi modalități de a vă face și a vă reface viața. Luna va aduce schimbări bruște de noroc, schimbări de domiciliu sau de profesie, de loc de muncă și chiar de relații. Alt aspect important este pe 11 decembrie când Venus se întâlnește cu Pluto. Pe Casa 2, a banilor și a valorii voastre despre bani. Venus în Casa 2 aduce aptitudini artistice, aduce bani și mai aduce și ajutor pe zona asta din partea relațiilor sociale. Dar Pluto în casa a doua banilor aduce mai puțin control pe această zonă și în general aduce o fluctuație a situației financiare. Așa cum am mai spus, Pluto întâi distruge de la rădăcină, ca mai apoi să aducă lucruri noi și bune. De aceea, vă puteți confrunta și cu niște instabilități financiare drastice, cu neliniște și anxietate pe această zonă. Iar când Pluto este prost aspectat pe harta voastră natală înseamnă relații cu interlopii, cu gangsterii, cu activitățile criminale și mai înseamnă jocuri de noroc și cu câștiguri, dar și cu pierderi uriașe. Venus și Pluto se vor mai întâlni de două ori în această conjuncție, în această lună, așa că vă rog să nu neglijați acest aspect. Pe 13 decembrie avem Marte și Mercur, conjunc pe casa voastră 1, și așa cum știți, unul este despre voi, fizic, sentimental și mental, adică tot ce ține de persoana voastră. Este casa vieții, practic. Mercur, în această casă, o să vrea să-și promoveze ideile, adică să se facă ascultat. Voi o să aveți idei bune și le veți pune în practică prin ajutorul dat de Marte. Pentru că Marte aduce multă energie, acțiune și curaj în misiuni de viață ce necesită curaj. Marte este o planetă constructivă, dar uneori, în funcție de celelalte planete aflate pe harta voastră, poate fi și distructivă, prin graba cu care ne pune să acționăm. Adică, mai poate aduce accidente în zona capului și a feței, și mai trebuie să ținem cont de faptul că Marte domină sistemul urogenital, cel muscular, și provoacă boli febrile sau boli infecțioase. Așa că, în funcție de ce v-am spus, la materialul Sănătatea Voastră pe 2022, vă rog să fiți atenți și să luați măsuri. Pe 19 avem fenomenul de lună plină, pe energie de gemeni și asta se întâmplă pe casa voastră 7. Casa căsătoriei, a contractelor, a asocierilor, relația cu bunicii, relația cu adversari. Ce face luna plină? Pune cea mai puternică lumină a ei pe aceste zone unde voi trebuie să faceți ceva. Fie să completați ceva ce ați lăsat neterminat, fie să renunțați la ceva ce nu mai este bun pentru voi. Oricum, este vorba despre ceva ce are și o componentă emoțională, un fel de atașament la care voi trebuie să renunțați. Tot acum, Venus intră în mișcare retrogradă pe casa a doi a banilor și nu va fi o energie foarte comodă pentru că va aduce o grijă specială pentru finanțe sau poate aduce venituri fluctuante. Oricum, o preocupare mai mare a voastră pentru acest aspect. Pe 21 are loc solstițiu de iarnă și soarele va intra în zodia Capricorn, ceea ce înseamnă pentru voi casa 2. Soarele aduce un ajutor pentru voi față de problema banilor și mai îndulcește un pic din energia incomodă dată de Venus retrograd. Pentru că pe 25 iar Iarăși avem Pluto conjunc cu Venus, care tocmai asta face, ne obligă să facem transformările necesare. Dacă până acum nu le-am luat în serios, acum o să le luăm. Și asta se întâmplă pe Casa doi a Banilor, unde Pluto aduce o instabilitate emoțională din pricina acestei situații. Adică vă veți gândi, domne, nu prea am bani, câștig, pierd, nu o să fiți siguri pe acest capitol. Este posibil însă să aveți parte și de o moștenire, dar atenție să nu intrați în relații cu oameni care nu sunt onești și mai ales să nu jucați la jocuri de noroc. Aceste trei conjuncții ale lui Venus cu Pluto vor aduce transformări majore și voi trebuie să vă gândiți serios la asta, pe domeniile respective. Dar să știți, harta astrală natală, cei pe care o știți, sau pe care v-am făcut-o. Uitați-vă la ce planete aveți pe casa a 2. Și așa vă puteți face o idee despre ce mai aveți de făcut ca să mergeți cu valul, cum se spune. Adică niciodată împotriva lui. Pentru că Venus este o planetă bună, că de aia se numește micul benefic. Aduce noroc, aduce oportunități în viața noastră, dar în relația pe care o are acum cu Pluto, să știți că este o energie foarte grea și foarte incomodă, pentru că știți, Pluto întâi năruie de la temelie, ca apoi să nască ceva mai bun și mai solid. Și ultimul aspect este pe 28 decembrie, când Jupiter, marele benefic, intră pe casa voastră 4. Casa 4 este o casă mistică, ea înseamnă casa începutului și a sfârșitului, este punctul unde ciclurile se încheie și se reiau. Ea guvernează copilăria, Căminul părintesc, familia de origine, patrimoniul familial. Jupiter, astfel poziționat, aduce bunăstare, prosperitate prin intermediul familiei. Acolo unde are mereu un trai asigurat, cum se spune, și unde se poate întoarce în perioadele grele ale vieții. Așa că voi o să aveți mai multe preocupări casnice. Veți primi niște beneficii de la părinți, dar pot apărea beneficii și de pe urma unor pământuri sau proprietăți. Dar dacă pe harta voastră astrală, natal, Jupiter, este aspectat negativ, să știți că el poate aduce și pericol de incendii sau litigii pentru moșteniri. Jupiter este o planetă benefică, ce aduce noroc și mărește, expansionează totul în calea sa. Este de mare ajutor dacă voi faceți ceva în a vă rezolva problemele. Dar în același timp vede dacă nu aveți dorința să vă transformați. Așa că totul depinde doar de voi în următorul an 2022. Și vă voi da amănunte la previziunile anului viitor pentru fiecare zodie în parte. În linii mari, cam acestea sunt tendințele pentru voi, dragii mei. Oricum, eu voi mai accentua evenimentele mai importante ale lunii prin materiale distincte și mai amplu prezentate pe parcursul lui decembrie. Nu uitați că dacă sunteți interesați de astrograme la prețuri speciale și materiale deosebite, aveți la dispoziție platforma Patreon, unde aveți acces la peste 140 de subiecte care sunt deosebite față de cele de pe YouTube. Vă pup, vă doresc pace în suflet alături de o minte armonioasă deschisă către cunoaștere și nu uitați că dacă apăsați butonul roșu din dreapta jos a ecranului, veți primi automat toate noutățile.